bine ați venit la Realitatea Live, bine ați revenit de altfel. Avem astăzi privilegiul și onoarea de a-l avea ca invitat pe Alteza sa regală, Principele Paul de România. Ziua, bine v-am găsit, vă mulțumesc frumos că ați venit la noi în emisiune. Mulțumesc. Și aș începe prin o întrebare pe care am tot găsit-o la privitorii noștri din aceste zile, la cititorii noștri și chiar și pe Vox Publica. De ce Alteza sa regală? În primul rând, eu sunt nepot Carol al II-lea. În momentul că sunteți nepot un rege, tatăl a fost băiat un rege, automatic aveți drept să fie altețe regale. Când vom reveni probabil pe problemă de proces din Lisabon, dar tatăl meu când a fost aplicat în Anglia din Franța, în 64, englez l-a dat un pasport cu titlul de altețe regal prințul Carol de Hohenzollern, prinț al României. Și am avut și pe pasport la fel. Atunci, asta e un răspuns foarte... Și pe pașaport în momentul de față... Pe pașaport în România știu că nu există titlul. Am înțeles că nici unchiul meu are magistra rege, are Mihai I al României. Cred că la fel de Margarita al României, eu sunt al României, dar nu cred că există titlul oficial, suntem într-un republic. Pe pașaport englez am titlul regale, altețe regal, principal of Romania în englez. Și pe cel de România este Paul al României, care înțeles. Este foarte frumos. De altfel, pe fundal sunt imagini în momentul de față cu regele Carol al II-lea, imagini de arhivă. Să zicem vechi, da. Da, e adevărat. Cum, nu știu, ați circulat în acești ani foarte mult prin țară. Ne-am întâlnit acum mulți ani la Sibiu, la... Băi, eu am vizitat aproape toate țara, cred. Am fost invitat mai mult pentru un eveniment prin Fondația Prințul Paul pentru România. Când am foarte mult zone din țara, am făcut donația importantă, de exemplu, în Suceava, în cazierea centrală de $60,000 atunci, care a fost un camin de batrin făcut de arhiepiscop Pimen și el ne-a cerut să-l ajut și am cumpărat din Danemark un sistem ultima generație de încălzire central și s-a fost instalat în Suceava, lângă Suceava, un camin de batrin pentru 100 de batrini care sunt încălzite acum, fiecare când e frig, este extraordinar pentru ei acolo. Și mai mult. Dumneavoastră a spus că m-ați văzut în Sibiu. Am făcut donația în Cluj pentru inima un ecocardiograf. Am făcut donația la București la Dr. Hociota, un criostat pentru să diagnosticeze cancer și SIDA. Foarte mult. Dar asta e ultima 20 de ani, vorbim. Da, înțeleg. Și mesajul pe care l-ați perceput de la oameni, cum, nu știu, ați interacționat cu foarte mulți români tot vrea să știu mai mult despre istoria un pic, despre familia regale și întotdeauna am încercat să se promovează ce a făcut familia regale în perioada când a fost o monarhie și am scris o carte, știu că cartea mi-a fost publicată, când am fost primul membru al Casei Regale care a venit în România în 90, dacă a citit România Libera din 11, cred, este se menționează că Paul atunci a utilizat numele de familie Hohenzollern, care spune sunt primul membru al Casei Regale în România. Și atunci am publicat o carte care a fost făcută original în Anglia, Istoria Carol al II-lea, bunicul. A fost tradus aici de doamna Vulpescu și l-am distribuit gratuit în toată țara această carte. Înțeleg. Iar ați vorbit de interesul oamenilor, dar nu ați avut și ecou din partea oamenilor care erau confuzi întrebându-vă de ce există mai mulți principi în România, de ce există un rege și un descendent de pe altă linie. E și aici vorba de istorie, nu? E foarte clar. Casa Regală are două ramure. Un este unchiul meu, fost regele Mihai, care a abdicat pentru el și descendent și s-a negociat această abdicare în 47 și există altă ramure care prințul Carol Mircea a fost fratele primul născut al lui Carol al II-lea. Asta a fost recunoscut în Portugalia. Atunci a fost un proces de succesion. După când moare Carol al II-lea, s-a deschis un proces de succesion. E normal. Tatăl meu, prințul Carol Mircea, a fost la Paris, s-a prezentat ca drept moștenitor și s-a deschis succesion atunci. O să revenim pe tema procesului. Exact. Vom fi în câteva minute și în legătură cu colegii de la Realitatea TV. Absolut, dar trebuie să spun toate povestea aici. Da?
Și a fost recunoscut, și uncle meu l-a recunoscut. Și trebuie să discutat mai târziu, dar a împărțit averea împreună, în cinci țara. Vreau să discutat mai mult despre asta. E foarte important să știu oamenii asta. Nu poți să spune, după 50 de ani, eu sunt singur moștenitor. Trebuie să stai pe codul Napoleon, pe lege. Noi am făcut o revoluție nouă pentru acum să fie o democrație adevărat. Alte țări, s-a tot discutat, a revenit în discuție subiectul monarhiei Absolut, ultimele 2-3 luni. Au fost niște declarații ale președintelui Traian Băsescu, zicem, deloc măgulitoare la adresa regelui Mihai. Se discută din nou despre monarhie, poate cum nu s-a mai făcut de foarte mulți ani. Cum vedeți viitorul monarhiei? Vedeți, În primul rând, întotdeauna am spus că respect că România este o republică, în primul rând. Dacă va fi o idee de monarhie, trebuie să fie un referendum, în primul rând. Referendum nu despre lege salic, vorbim de un referendum pentru ideea de monarhie. Asta nu s-a... Până acum nu am văzut că e suficient oameni care sunt interesați. În Franța sunt 10% regalist. Dar nu s-a făcut un referendum să schimb Republica franceză pentru o monarhie acolo. Atunci, trebuie să fac un sondaj înainte, să vedem dacă există mai mult de 10% care vrea o monarhie. Și dacă ai 20-30%, atunci imediat trebuie să fac un referendum. Sunt total de acord, dar până acum este un vis, este o idee, se vorbesc mai mult despre istoria ce a făcut familia regală, nu se vorbesc despre trebuie să fie monarhie acum, nu? Nu este un subiect care este, eu cred în primul rând că România are altă prioritate. Toată Europa este în problem economic acum, sunt demonstrații în Grecia, în Franța, în Italia, peste tot. România nu este la fel. Nu pot să spune președinte, țara are problem care are altă președinte. Da, Franța, Grecia. Nu sunt manifestații. De moment că avem problem economic, nu semnat că trebuie să fie o monarhie. O monarhie nu va rezolva nici mai bine, nici mai probleme. O monarhie, în primul rând, este o monarhie constituțională și atunci nu poți să se bagat în politică. E adevărat, dar pe de altă parte, susținătorii monarhiei spun că instabilitatea politică din acești ani ar fi atenuată de continuitatea conducătorului statului, ceea ce bună oară o republică nu... Da, dar eu vă revin pe punct. Până să fie un voinț popor român, se schimb această situație, poporul român a votat pentru o republică. După această revoluția, România a cerut o republică. Atunci, până să fie măcar 15-20% care vrea să schimb sistem, nu pot să fac o lovitură de stat, se pune o monarhie constituțional, nu? Ideea este democratic. Și atunci, nu, trebuie să fii serios. Asta sunt, am cunoscut multe regaliști la Paris care spuneți, știu că nu pot să realizez o monarhie în Franța și vreau să export ideea de monarhie peste tot. Dar l-am spus pe franceza asta o clipă. Poporul român trebuie să vrea asta. Poporul român are altă prioritate. Economic. Este o situație care e mondială acum. Probleme vor fi mari probleme care vor fi în următor luna care vine. Vor fi probleme economic extraordinar de greu. Mai grele decât în 2008? Am impresia că da. Și atunci noi vorbim de monarhie. Monarhie, în primul rând, va costa milion de euro să schimb sistem. Și un referendum va costa sute de milioane. Nu este un moment foarte oportun. Dacă România va realiza situația economică și tot va fi stabil pentru toată Europa, pentru toată lumea, atunci pot să gândim despre ideea monarhiei. Este ceva că va costa foarte mult să schimb sistem. Pe linie de descendență, de acces la tronul României... Eu sunt foarte încântat că ați menționat asta. Trebuie să vă explicat un pic situația de la început. Când Carol al II-lea a plecat cu logodnica lui, prințesa Ioana, care a fost o aristocrat, care pe act de căsătorie din Odessa a scris aristocrat. Este o familie veche din origine bizanț, Rangabe Lambrino, care a fost împărător atunci, când familia Hohenzollern a fost unica Count Zollern, acolo ea a fost împărător din Bizanț, Rangabe Lambrino. Și în acest moment că s-a căsătorit, această căsătorie în Odessa e foarte important. De ce? Nu a fost anulat niciodată de Biserica Ortodoxă. Suntem o țară ortodoxă, nu? Am vorbit cu Patriarh Teotis atunci, am vorbit cu Patriarh în Moscova, în Patriarh din Constantinople, Bartolomeu. Tot spuneți că prima căsătorie nu a putut să fie anulat fără să fie anulat de Patriarh în Rusia. Nu a fost anulat.
A fost anulat prin un act, cum așa, civil, în un mic tribunal din Ilfov, spuneți că a fost clandestin, nu există nici în codul Napoleon lege clandestin, și Portugalia și Franța, Curtea Supremă, a spus că această casătorie a fost anulat ilegal și, de fapt, Biserica Ortodoxă a considerat că nu este anulat. E adevărat, suntem o țară ortodoxă, dar un stat laic, pe de altă parte. Pe de altă parte, vorbim de lege salică acum, Constituția Regală, din 38, din 23, amindou că a fost speculația că 38 nu este bun, în 38 a fost, în fapt, a fost un vot național. S-a votat pentru Constituția din 38, nu trebuie să uitați asta. Și Constituția din 38, exact la fel ca 23, spuneți, femeie nu are drept la tron, nici descendent lor. Semnat că descendent nu poți să are titlu regale și nu poți să fii moștenitor la tron deloc. Și cu toate acestea, Casa Regală Română a desemnat-o... Pe prin... Casa Regală poți să faci ce vrea, dar este legal? Am vorbit cu mai mult afogat și cu familia regală din altă țară. Toți spuneți, sunt de acord cu mine, nu poți să schimba lege regale, o Constituție regale într-un republic. Semnat că cineva vrea să facă o dictatură regale. Noi vreau o monarhie constituțional. Nu semnat că poți să deveni o monarhie constituțional dacă faceți un dictatur regale fără lege. Un fost rege care a abdicat pentru el și descendent și a negociat abdicare, nu poți să spune eu schimb Constituția regale care a fost votat de popor român. În Suedia, de exemplu, o monarhie, nu un republic, s-a avut ideea să schimb lege salic. S-a făcut un referendum care a costat foarte mult și a fost de acord să fie o femeie la tron. Păcat, după s-a născut un băiat. Dar asta e viața. Dar s-a schimbat prin un referendum într-o monarhie. Onclul meu, respect, că a fost rege în România, dar a abdicat pentru el și descendent și nu pot să facă o lege, o dictatură regale. Nu pot să facă așa ceva. Trebuie să respectat lege. În lege spuneți că primul născut al lui rege, în acest moment vinem de la Ferdinand, nu de la Carolinte, că Carolinte știu că a murit copii și nu a avut descendent. Atunci, Ferdinand este de la Ferdinand suntem. Carol al doilea este primul băiat al lui regele Ferdinand și după asta este tatăl meu care este născut de o căsătorie religios care niciodată a fost anulat. A fost plecat, a fost pus în exil, a plecat în exil, adevărat. Dar nu a renunțat. Și în plus, nu trebuie să umble că unchiul meu în Portugalia a vrut să împarsit averele atunci al lui tata lui Carol al doilea, a recunoscut fratele, s-a deschis masa succesorală în Portugalia, după în Franța, Curtea Supremă, acolo a făcut un apel în Franța, a pierdut la Curtea Supremă din Franța, Curtea de Casation, și acolo s-a împarsit averele, o vila din Nice, am amintit, am fost foarte tineri atunci. În Anglia, în 64, Curtea Supremă din Anglia se numește High Court, a numit tatăl meu ca un administrator al moștenit. A dat Mihai partea lui 37 jumate, a dat ultima soția lui Carol al doilea, Enela Lupesco, prințesa Elena, l-a dat 25 și tata a avut 37 jumate în Anglia. Ori monarhii, Curtea Supremă a recunoscut tatăl meu ca primul născut cu toate drepturile de succesion într-un High Court, Supreme Court din Anglia. Și l-a dat un pasport cu altețe regal, prințul Carol de Hohenzollern, prința României. Și în momentul de față, da. Cine este cel care va moșteni titlul de moștenitor al casei regale? Moment că știu dumneavoastră că există un proces între noi de 20 de ani. Nu este un proces, este un exequatur. Exact ce s-a întâmplat în Franța. Atunci, unchiul meu, fost regele Mihai, a pierdut exequatura în Franța, s-a recunoscut în Franța. N-aș intra, repet... Vă explic. Curtea Supremă trebuie să facă o decizie pe 8 noiembrie, să spuneți că recunosc decizia din Lisabon care spuneți că tatăl meu este primul născut cu toate drept de succesion. Primul născut al lui regele Carol. Cu alte cuvinte, da? Odată cu regretabila dispariție a regelui Mihai, alteța voastră ar fi cel care îl va succeda în mod... Prin Constituția regală, eu niciodată am spus că vrea tron România. Dacă vorbim de o posibilitate în viitor, linia noastră este linia de drept. Asta e ce mai important să știu oameni. Eu nu vreau să spun, eu vreau să fiu rege în România. Niciodată am spus asta, dar am spus că dacă va fi o ocazia să fie un referendum și acesta referendum va spune, da, vreau o monarhie, trebuie să dăm discutat ce ramură are drept. Bel, moment că există o linie masculină recunoscut, Biserica Ortodoxă nu a anulat prima căsătorie, Portugalia, Franța,
Anglia, trei țara din Uniunea Europeană în Curtea Supremă au recunoscut că tatăl meu este primul născut, tatăl meu, și în România, Curtea Supremă trebuie să se pronunțe. Nu uitat că în 2010 am intrat în Strasburg cu un drept omului, proces drept omului, nu știu dacă ați amintit, nu a fost pibisat mult, am fost foarte modest. Păcat, a trebuit să fii mult mai tare. Am castigat proces din Strasburg care spuneți că a fost interferență politică în proces asta și a spus noi, Strasburg, recunosc că prințul Carol Mircea a castigat proces din Portugalia, irevocabil, și în Franția, irevocabil. Și că România, dacă vrea să fie o țară corect și noi vrem, o țară unde justiția nu este poluată, Curtea Supremă e obligat să recunosc decizia din Portugalia. În acest moment, cine e capcasa regale? Eu sunt. Nu vorbim de tron acum, vorbim de prima linie de succesion, capcasa regale. Am această drept. Asta e, sunt fapt. Dar Curtea Supremă trebuie să tranșată asta din cauza că am început această execuție. Nu a fost nevoie. Dar am făcut, am vrut să fi corect, am gândit moment că l-am făcut în Franța, Anglia a recunoscut, de ce nu facem în România? Dar a fost politizat. După 10 ani, nu uitați că am câștigat de 2 ori la Curtea de Apel. Cunosc altcineva care a câștigat de 2 ori la Curtea de Apel? Acum 10 ani, procuror general a spus, trebuie să rejudecăm după 10 ani. Și am spus, de ce? Ah, nu a fost citat soția lui unchiul meu, regele Mihai, fost regele Mihai. Și a fost, am câștigat din nou și la și Strasburg. Ați vorbit de o influență politică. Absolut. În ce vremuri se petrecea acest lucru și din partea cui a venit? Faceți calculația. Nu vreau să acuzați nimeni, dar când a fost procese acum 10 ani, a fost PSD la putere. Nu aveți foarte mulți prieteni, înțeleg, acolo. Eu acum sunt în relația foarte bună cu toată clasa politică. Am încercat să fii un pic în spate. În momentul când m-am retrag de ideea de politic, să nu faci politic, am o relație bună cu PSD, cu câteva persoane din Partid Liberal, normal PDL. Eu încerc să fii în relația bună cu toți, că pentru mine ideea de monarhie constituțional e obligat să fiți în relația bună cu toate partidele politice. O să revenim pe această temă, dar aș reveni la ceea ce ați spus mai devreme, și anume la faptul că dacă vreodată țara asta va dori să facă un referendum pe tema monarhiei constituționale și să decidă revenirea la monarhia constituțională, veți fi pus în fața acestei provocări, să-i spunem. Provocare întotdeauna trebuie să fie rezultate, trebuie să fie legal. Na. Dacă a fost regele Mihai, a spus în casa regale, ramura lui vrea să schimb lege salic. Pe asta nu e legal. Un fost rege care a abdicat pentru el și descendent a avut averere, a plecat cu ceva, a negociat această negociare pentru abdicare și a plecat. Revin, a împărțit averere cu fratele lui în Franța, în Portugalia, în Anglia și în Elveția și Germania prin avocați. Toate trei, celălalt țară a fost prin tribunal. A împărțit averea, a recunoscut fratele lui, el trebuie să respect lege. Eu respect unchiul meu ce a fost, dar trebuie să respect și el lege. Nu poți să fac o dictatură regală, nu poți să fac o monarhie constituțională dacă va fi prin mințion. Trebuie să fie adevărat. Eu sunt sigur că toate tineri din țara vrea să știu și adevărat. Că toți spuneți de ce principal nu vorbesc, de ce nu spune. A venit moment acum, eu vorbesc. Și spune adevărul, dar mulți oameni nu vrea să aduc, nu vrea să aud. De ce? S-a făcut speculația? Trebuie să revin de Castel Peleș. Adică după asta trebuie să întreba despre Castel Peleș. Avere, nu, nu. O să zic, da, nu, eu, asta, subiectul ăsta vor trebuie să revenim pentru mei. Asta. Avem sigur, drept egal. Eu vreau să dat Peleș poporul român ca un cadou, un dar. În primul rând, Carolin Tea a spus că este pentru poporul român. Nu trebuie să fie dat înapoi de cineva. Nici compensare. Revenim pe subiectul. Absolut. Da, aș reveni la o declarație de alteței voastre de mai devreme, care spuneați că regele Mihai și-a negociat abdicarea atunci când a plecat. În ce sens și-a negociat-o? Nu a plecat cu mâna goală. E foarte clar că a plecat cu 42 de tablou, 6 El Greco. Unul din ei a fost vândut în Kimball Art Museum. Dumneavoastră poți să verifica pe site. Pe site Kimball Art Museum există Bozio, care a fost în biroul lui Carolin T. la Peleș. Interesant, la Peleș. Și a plecat din țara în 47. Wildenstein, care l-a cumpărat, fost unchiul meu, a fost regele Mihai, 2 El Greco. Unul este Bozio, celălalt nu știu unde exact. Dar știu că este în Kimball Art Museum unul din el. Verificați dumneavoastră și acolo spuneți vândut moștenitor
Carol al doilea, vândut de moștenitor, nu altcineva, moștenitor. Tatăl meu a prins Carol Mircea când a castigat proces în Portugalia, nu a știut că fratele lui a vândut această El Greco, că Mihai nu l-a dat partea lui. La 100% l-a păstrat bani. Cum credeți că va reacționa Casa Regală la declarațiile dumneavoastră? Be, în primul rând, dacă a citit ziar, acum câteva ani a apărut mare articol despre 42 de tablou și vei spun, eu unica repet ce am văzut. În tribunal, în perioada Ceaușescu a făcut un proces contra fost regele Mihai, că vrea acesta Doel Greco, care știu despre Doel Greco a fost vândut prin Wildenstein, vrea acesta El Greco înapoi. Acesta proces a fost negociat în final, nu a fost terminat. Președinte Iliescu a reluat acesta proces. Și acolo am găsit act din New York și am văzut. Wildenstein a vândut Doel Greco pe fost regele Mihai. E clar, eu nu atac pe Mihai. Vrea unica să vorbim de adevărul aici, nu? E clar că a plecat cu 42 de tablou și există și în tribunal din New York există și o foi. Va fi un blog, acesta da. Blog care nu știu, l-aveți numele da. Numele lui. Acolo este Prințul Paul Cratimă Paul blogscot.com e adresa blogului care... Bun. În aceasta acolo vei pune toate documente, se pot popor român tineret, se pot citi și se vede adevărul. Pot să vede unde a plecat aceasta superb tablou El Greco care a fost în biroul lui Carolin Tei. Am un broșur vechi din perioada Carolin Tei unde se vede aceste tablou în biroul lui Carolin Tei. O cadou care a dat popor român. Nu? Alteța voastră, dar credeți că tinerii mai sunt interesați de această bătălie? Eu cred că tinerii nu sunt prea interesați, dar sunt interesați de adevărul. Și dacă va merge ideea de o monarhie constituțională, nu trebuie să merge pentru mințunios, trebuie să merge pe adevărul, în primul rând. Și eu vă spun că legea salic pot să fi schimbat dacă nu există, de exemplu, moștenitor bărbați, dar există. Avem o linie. Tatăl este primul născut, tatăl a avut două băiați, am un fratele mai tiner în America, Alexander, eu sunt și am un copil, primul băiat născut în 90 de ani. Ați văzut popularitate, am înțeleg, pe internet a fost ce mai căutat. Au fost mii de oameni, milioane de oameni care au văzut această botez. În România am estimat că 8-9 milioane de oameni l-au văzut în direct. Asta micul prinț Carol Ferdinand, foarte popular, este primul născut în România, cu sângele cu care va vorbesc limba română perfect, născut aici, a început să vorbesc un pic, e foarte drăguț, și eu vreau unica să vreau să fie cunoscut adevărat istoria, nu pot să spune, sunt mult istoric, respect câteva istoric în România, dar el a citit istoria în perioada comunist, nu a avut tot ce trebuie, nu a cunoscut. Nu uitat că am moștenit de Carol al doilea în Portugalia, toate arhiva personală a lui Carol al doilea și toate Nicolae, soția lui, Tereza, m-a lăsat ultima biblioteca și ultima arhiva a lui Prințipe Nicolae, fratele lui Carol al doilea. Am fost în foarte bună relația cu Tereza și Nicolae și atunci am moștenit această averere foarte important. Și am salvat asta și cu asta am scris două carte despre cu asta. Va fi și mai mult cărți. Dar vei fi pe blog nostru, va apare câteva documente importante. Eu cred că e important pentru poporul român să știu. De exemplu, că Carol al doilea a negociat din Mexico, a încercat să negociază, să reîntoarcă în țara direct cu Stalin, cu ambasadorul Umenski din Mexico City. Realitatea TV. Suntem... cu colegul meu, Dan Duca. Bună ziua! Bună ziua, Saviana! Bine ai venit la noi în emisiune! Mulțumesc, cu plăcere să... Bună seara! Vrem să vorbim cu Alteța sa regală, Prințul Paul, dacă ne permiteți să vă rămân câteva minute din emisiunea dumneavoastră. Domnule... Majestatea dumneavoastră, spuneți-ne, care mai este stadiul procesului în care sunteți implicat? Vorbim de proces de succesion. Da. Acesta proces de succesion este o aberație care a durat 20 de ani, trebuie să vă spun în primul rând, că noi trebuie să intrăm pe ideea monarhiei constituționale toate astea, dar trebuie să fie cunoscut adevărul aici. Portugalia a fost castigat în 55, Franța la Curtea Supremă în 57 și Anglia a recunoscut tatăl meu ca băiatul regelui Carol al doilea în 64. După
Ne auziți? Nu, scuzați, trebuie să vede direct la camera. Această executatură a trebuit să fie în 6 luni făcut, terminat. Din cauza interferenței politic a durat 20 de ani. Nu uita ce am spus. Acum 10 ani am castigat la curte de apel și atunci a spus, băi, curtea a spus, de ce nu pot să recunosc această decizie din Portugalia? A respectat legea României, Franța, Curtea Supremă din Franța a spus că decizia este corect, casatoria a fost anulat ilegal, este primul născut cu toate drepturile de succesion, trebuie să recunosc și în Franța, a recunosc în Franța. Aici în România trebuie să fie recunoscut. Acum aproape un an am castigat în Strasbourg, n-am făcut mare tantam atunci, a trebuit. Strasbourg a spus, noi recunosc decizia că prințul Carol Mircea este primul născut cu toate drepturile de succesion și că această decizia, noi recunosc această decizia din Franța și din Portugalia. Dar... și că România a făcut un abuz cu 20 de ani, se durează această decizia. De ce 20 de ani a interferit atunci? Procuror general a spus că trebuie să fie judecat. Ne puteți explica ce anume revendica și ce răspuns ați primit de la Casa Regală? Despre? Despre averea dumneavoastră și acest proces în care ați fost implicat? Acest proces, în primul rând, nu a fost pentru proprietate regală la început. A fost pentru fapt că tatăl este primul născut cu toate drepturile de succesion. Și de fapt este cine are drept să fie cap casă regale. Asta este problem care deranjează foarte mult vara mea, Margarita și Radu Duda. Asta le deranjează foarte mult. Dar în moment că Curtea Suprem și trebuie să recunosc că Strasbourg a spus că e aberația 20 de ani. Trebuie să recunosc decizia care a fost castigat între țara din Uniunea Europeană. În mod normal trebuie să fie castigat automatic. Dar am început acum 20 de ani când România nu a fost din Uniunea Europeană și a spus că trebuie să terminat această executatură. În moment că castigăm această executatură, eu sunt cap casă regale. Asta deranjează. Pentru proprietate regală e adevărat că Peleș s-a dat ilegal. S-a dat prin ordonanță de guvern și dumneavoastră nu cred că cunosc o prietenă a dumneavoastră care a mustenit averere de un mustenit prin ordonanță de guvern. Este total ilegal. Am vorbit cu expert din Strasbourg, cu expert din Uniunea Europeană, a spus, nu este posibil așa ceva. Trebuie să fie împarsit averere exact ca în Portugalia. Da? Alteță, cine se opune demersului dumneavoastră? Cine se depune? Cine se opune demersului dumneavoastră? În momentul ăsta, în momentul când s-a bagat politic în această executatură, atunci a fost putere care a fost înainte. Acum nu cred că nimeni, în mod normal, trebuie să castig. Eu am încredere în justiția României, am văzut că s-a curățat foarte mult. Eu cred că trebuie să castig pe 8 noiembrie. Dar problema este, tot timpul a fost amanat pe motiv care nu sunt secundar, cum se spune, motiv care sunt... nu știu cum se spune, chichiți, cum se spune, tehnic, motiv tehnic, s-a amânat. A avut fric să facă o decizie probabil la Curtea Suprem, acum cred că Curtea Suprem e mai curat, sperăm, și vedem ce va fi decizia. În mod normal, trebuie să-i recunosc o decizie castigată între țara din Uniunea Europeană. Vă mulțumim foarte mult pentru această intervenție. Discuția cu Alteța Sa Regală, Prințul Paul, va continua pe videochatul realității. Noi, între timp, am încercat să luăm un punct de continuăm vedere și... Continuăm discuția. Haideți să trecem și la politică. De fapt, nu neapărat la politică, ci la relația pe care alteța voastră aveți cu președintele Traian Băsescu. Președintele Traian Băsescu, ne amintim acum și vorbeam mai devreme, a avut... câteva ieșiri destul de dure la adresa regelui Mihai, l-a făcut trădător, actul de abdicare l-a numit... Acum vorbim de relația cu președinte sau de ce a declarat el? Nu, vorbim și de relațiile cu președintele, dar și de declarațiile sale, pentru că ne interesează și părerea realității voastre despre abdicare. A fost sau nu, din punctul alteței voastre de vedere, un gest de trădare, așa cum l-a caracterizat... Eu nu vreau să intram în această mănuntă de cine ce a spus președinte Băsescu. A spus ce motiv al lui. Dar abdicare este clar că a fost negociat. Asta pot să spun. E clar că a fost negociat. Că nu a plecat cu... Există foarte multă evidență care dacă vreți, pe blogul meu pot să vă spun. Există foarte multă evidență. Presa internațională atunci tot a știut că a plecat cu 6 vagoni plini, cu tablou, cu averere. Foarte clar, există și un film afară care se vede tren care plec de la Sinaia
Este o, ceva istoric, cunoscut acum, nu pot să spun că nu e adevărat. Și, dar despre acum acesta moment, nu vorbim unica de Mihai, nu? Eu nu pot să fac, cine pot să judecat fost regele Mihai? După moartea lui se va judeca ce a făcut, ce nu a făcut. El trebuie să răspunde ce a făcut. A făcut un interviu unde răspunde perioada... Înțeleg că o va face, sau mă rog, că va veni un mesaj destul de contestat în Parlament pe 25 octombrie. Da? Ce vă așteptați? Vedem pe momentul asta, am văzut că tot timpul că spune că vine regele Mihai, fost regele Mihai, vine Radu Duda. Sper că nu va veni Radu Duda să vorbesc în numele regele în Parlament. Sperăm. E o ironie. Înțeleg că el tot timpul spune, vara mea Margarita, trebuie să vorbesc mai mult. Tot timpul este Radu Duda care vorbesc în numele Margarita. Este în umbra un pic. E păcat. Eu nu e normal asta. L-ați întâlnit vreodată pe principele Radu? Pe Radu Duda niciodată. Vedeți că vorbind de legalitate, titre regale, trebuie să fi născut prinț al României. Nu poți să fii făcut un prinț într-un republic. Nici regina Anglia a făcut un prinț din Anglia. Când prințesa Margarita, sora ei, s-a căsătorit, a dat pe Lord Snowdon, l-a făcut Lord, nu l-a făcut principe din Anglia. Nu? Asta nu există așa ceva. Trebuie să fi născut prinț al România. Nu poți să fac un prinț. Nici Nicolae are drept. Este descendant femeie. Lege Salic. A fost schimbat lege Salic? A fost? Nu, vorbim de avem legalitate acum. A fost schimbat lege Salic? Casa regală, să spun. A schimbat casa regală, dar a schimbat poporul român, a fost un referendum, este o monarhie, a fost schimbat, cum se poate dat un titlu într-un republic când nu a fost schimbat lege Salic și în primul rând nu poți să schimbi lege Salic într-un republic. Trebuie să fie o monarhie în primul rând. Aici nu trebuie să fii un mare istoric sau un mare avocat. Fapt sunt fapt. Fapt vorbesc pentru ei, nu? Să rupe la legăturilor cu casa de Hohenzollern, mi s-a părut oportună? A existat acel moment? M-a părut foarte prost ideea că exact când România trebuie să fie ajutat de familia, de Germania să intrăm în Schengen, se spune că rupt cu familia Hohenzollern. Ambasador Germania a fost șocat când am vorbit cu el despre asta. Ce s-a întâmplat? Am spus, eu nu știu, domnul ambasador, mi pare un moment foarte inoportun să spune asta, când de fapt vedeți pe legi, vede toate, tot ce a făcut ca Carolin I este familia Hohenzollern, istoria familiei regale este familia Hohenzollern. Dar, nu? Știu că a fost dezacord între familia Hohenzollern și Radu Duda, care a utilizat titlul fără permisia lor, asta nu vrea să intre în amuntea asta. Dar mi pare că nu pot să separ de istoria. Casa Hohenzollern, Sigmaringen, este parte din istoria familiei regale. Clar. Dar a fost foarte inoportun. A putut să ajut dacă nu a fi pronunțat că ne separam de familia Hohenzollern, fost regele Mihai. Am putut să a intrat în Schengen, nu? Nu ne-a ajutat asta deloc. Credeți că asta a fost cine l-a avizat, a avizat prost. Cine a avizat, foarte prost. Clar. Dacă vrea să ajut România, asta nu a ajutat România. E o greșeală care s-ar putea repara în viitor? Greșeală făcut România a fost refuzat în momentul ăsta. Bun, va fi eventual, dar în momentul ăsta nu credeți că a fost un moment foarte rău să spuneți că ne separam de Germania, ne separam de istoria Germania? Hohenzollern, Sigmaringen, familia Hohenzollern este familia care a fost împărator, a fost Hohenzollern, împărator Germania, este istoria Germania, familia Hohenzollern, Sigmaringen este istoria familiei regale a României. Cum se poate să ne separăm de această familie? Eu sunt în foarte bună relație cu Karl de Hohenzollern și el nu pot să înțeleg. Nu pot să înțeleg asta. Apropo de relații cu casele legale din Europa... Vei spun foarte clar. Am foarte mult scrisoare între familie regale, dar se mai bun să vă spune când am fost la căsătorii prinț Albert de Monaco. Acolo am vorbit cu prinț rege din Suedia și soția, care am cunoscut, amândoi am cunoscut acum câteva ani în Portugalia, când a făcut o vizită de stat, am prezentat pe prințesa, pe regele și regina Silvia și am prezentat pe prințesa moștenitor, prințesa Victoria și logognica, pe prințesa Lia, care n-a cunoscut. Acolo am văzut, prințesa a discutat ora cu prințesa moștenitor din Danemarca și Norvegia,
și am vorbit și eu cu ei și cu soțul ei, care sunt prințipe moștenitor Danemark și Norvegia. Am vorbit un pic cu prinț moștenitor din Olanda. Am vorbit cu prinț Filip, prințipe moștenitor din Belgia. Avem pozele cu ei. Da, am discutat despre, nu de probleme de familie, am discutat mai mult despre ideea că noi vrea să dezvoltăm imaginea România afară, se pot intra în Schengen, se pot face ceva. Trebuie să vorbim de pozitiv despre, nu de toate probleme de familie. Am vorbim despre în ce mod facem noi să ajut imaginea România afară. Deci, asta e ce mai important. De ce credeți că nu am, că Olanda și Finlanda s-au opus să aderere României la... Eu sunt foarte trist. Dacă am putut să fiu un ajutor acolo, am fi. Dacă am fi trimit acolo să negociați cu Finlanda, cu Olanda, am fi făcut. Avem contact book în Olanda, în Finlanda nu prea mult, am câteva persoane, dar mai mult prieteni în Olanda. Am putut să fac un lobby în Olanda. Dacă convințem Olanda, a fi un mare pas. Da, de ce credeți că nu s-a întâmplat? De unde există, nu știu, o percepție a românilor, a problemelor din România, care atârnă destul de greu în aceste două țări și de ce tocmai în ele? Adică... Eu cred că mare problemă a fost corupția, injustiția. Vedeți de ce cazul meu e foarte important? Dacă eu castig la Curtea Supremă acum cum trebuie, că am castigat în trei țara din Uniunea Europeană, va fi o dovadă că România este corect în tot ce face. Dacă acelaltă parte din familia mea vrea să fac ceva acolo, să fie amanat, să fie nu știu ce, nu e nici bun pentru familia, pentru imaginea lor să fac ceva. Eu trebuie să accept istoria și adevărul. Nu pot să accept că aveți o fratele în patru țara din Uniunea Europeană unde ați împărțit averele și după 50 de ani că s-a făcut câteva aranjament, nu mai recunosc că am avut o frate și nu recunosc că există cealaltă ramură. E cam copilărie un pic. Nu este serios. Am crezut că unchiul meu, un fost rege, a fi bărbat suficient să spune, am recunoscut fratele meu în Portugalia, în 55, am recunoscut în Franța, în Anglia, am împărțit averele cu el, recunosc, am avut un frate născut înainte de mine. El nu a fost rege, am fost eu rege, dar accept istoria. Asta este, pentru mine este maturitate. Trebuie să fii matur în această situație. Eu am încercat, când am venit în 90 aici, prima, am scris o scrisoare pe fost regele Mihai, un scrisoare foarte frumos. Am spus, de ce nu vinem împreună? Eu sunt acolo să vin sub conducerea dumneavoastră. Spuneți, de ce nu vinem aici ca o familie unit în fața poporului român? Nu a fost în răspuns și am venit singur. Am făcut ceva rău? Nu cred. Unde ați fi dorit să veniți cu regele Mihai? În 90, când avion trebuie să plec din Anglia, în ianuarie, exact ultima zile Revoluției, am gândit a fi frumos să ajung în România, împreună ca o familie. Reîntoarcem în țara, nu? Și nu a vrut ei, a venit 8 luni după mine, da? Am fost primul care a venit în țara. Și a făcut un mare, nu știu, nu a fost bine organizat nimic. Da. Dar e păcat. Asta am încercat și acum ved că cu Radu Duda e foarte dificil să ceva. El conduce toată familia. El face toate deciziile, am impresia. Asta e senzația alteziei voastre, că principele Radu conduce de fapt pe casa regală? Da, Radu Duda, absolut. Apare peste tot el, nu? E ce mai important, ved. Haideți să revenim într-adevăr la relația cu președintele Traian Băsescu. De ce v-ați dorit ca președintele Traian Băsescu? Eu respect om, eu sunt onorat că a acceptat. În primul rând este președinte țara și trebuie să respectăm asta. E un om inteligent, un om că știu ce se spune, el un om care spune ceva, e ceva. Eu am respect pentru președinte Băsescu. Și în primul rând trebuie să vă spun că publicitatea afară a fost extrem bine văzut. Un președinte care accept să fie naște un micul prinț când este o republică, este o surpriză, a fost o surpriză. Mult familia regală a fost surpriză. Dar surpriză plăcută. A spus că e frumos, asta e democrația. Un președinte poate să accept să fie naște un micul prinț, care primul prinț născut în 90 de ani în România, a fost un gest frumos. Nu m-am bagat în politic, dar rămân un prieten și respect om. E președinte țara. Trebuie să respectăm. E un lipsă aici un pic. Știu când înainte de alegere Obama a venit în Franța și a vrut să-i spun aveți ceva contra președinte Bush? Vrea să-i spune, nu place Bush, nu? E un om... Nu. A spus, o clipă.
Noi, când plecam din America, vorbim frumos de cine e șef de stat. Nu atacam președintei noștri. El reprezent stat. E președinte America. Hai, nu pot să atacăm. Păi noi trebuie să amintit asta. Este președinte o țară, în fapt. E adevărat, dar pe de altă parte... Nu sunt bagat în politic. Asta este a fost un act de prietenie și probabil președinte Băsescu a fost epunctat adevărul istoria. El a verificat, a văzut că există o prima linie de succesion, a văzut că am castigat proces irrevocabil în Portugalia, că Mihai a recunoscut fratele lui, a împărțit averea împreună. Nu poți să spuneți după 50 de ani, eu sunt singur. Și vrea să schimba lege Salic ca o dictatură regal. Lege Salic, în primul rând, trebuie să fie schimbat dacă este o monarhie și nu poți să schimbat casa regală. Nu are drept într-un republic să schimb ceva care trebuie să fie schimbat. Este inclus în Constituția regală, Constituția țara, într-o monarhie. Nu poți să fie schimbat, unica prin referendum. Am înțeles asta. Revenind la președintele, ce fel de, nu știu, naș este? Ca un naș este un om foarte dragos. Noi vizitam fiecare 2-3 săptămâni. Vizitam pentru motiv de securitate, vizitam la casa lui Linga Lac, acolo. Și doamna Băsescu, foarte dragos, tot timpul are un cadou pentru micul prinț. Deci la 2-3 săptămâni sau mai rar? Nu, cam 2-3 săptămâni aproximativ. 2-3 săptămâni vizitam. Bine, nu dăm un telefon și spune să micul prinț vrea să-l văd, este în stare bună astăzi, are energie bună. Nu, este o relație foarte simpatică, ca un naș cum trebuie să fie. Dacă președinte este acolo, el a urmărit după micul prinț, se joacă cu el. Da, e un om simpatic, trebuie să-i spun. Nu mai minți... Și fetele președintelui... Băi, nu sunt tot timpul acolo, dar câteva ore a fost. Când a fost un an și a fost, știu că a tăiat moți, amindouă fetele lui președinte a fost prezent acolo. A spus, nu faceți politică. Pe de altă parte, mă gândesc că în lumea asta, lumea bună a Bucureștiului, vă întâlniți cu tot felul de politicieni, cu oameni publici, de afaceri. Vedeți că cu toate persoanele care am cunoscut din Partid Liberal, din Partid PSD, din Partid PDL, toate partii, niciodată s-a menționat ideea de monarhie. Eu văd că este ceva făcut acum, din cazul că Mihai are unclul meu, fost regele, are 90 de ani și vrea să vorbesc în Parlament. Și de asta s-a motivat. Probabil consilier la Dududa Margarita a gândit că o idee bună să renuvelăm ideea de monarhie din cauza că el fac asta. Se poate că va fi un succes, se poate că nu va fi un succes, dar în momentul ăsta v-am spus foarte clar, poporul român are altă prioritate economică în momentul ăsta. Și monarhie... Sunt, probabil că există 10... 5, 4, 100 de politicieni cu care în România aveți, despre care aveți o părere bună, cu care aveți relații, cu care luați masa. Părere bună a fi, dacă spuneți că am o părere bună despre un politician, imediat va fi speculat că sunt cu această partid. Și nu pot să spun asta. E adevărat. Puteți să ne oferiți nume din toate partidele, de la UDMR până la... Nu, în momentul că nu faceți politic, nu pot să spune ce e favorit politician, nu? Vă spun că simpatii personale. Eu sunt invitat foarte mult în ambasada, ne invit pentru ziua lor și în această eveniment am cunoscut, am revăzut Adrian Astaze, Boc, tot clasa politică este invitat și ne vedem acolo. Și din partid PSD, Meleșcanu, se vede tot timpul oameni din partid politic, sunt invitat și ei. Și atunci este o oportunitate să discutăm fără să fie ceva politic. Discutam despre imaginea țara, în ce mod noi pot să ajutăm pentru imaginea afară. Ideea noastră e că nu trebuie să ne bagat în politic în România, dar să ajut România imaginea afară. Asta este ce mai bun pentru mine, ce mai bun poziția pentru o familie regală. Și cu regele Mihai în aceeași încăpere, la același eveniment, s-a întâmplat să fiți? Nu m-a invitat. Să vedem. Nu, la o manifestare publică mă refer, la un concert, la... un spectacol de teatru. Nu s-a întâmplat niciodată? Da, s-a întâmplat când a fost, acum câteva ani, a fost invitat de Răzvan Teodorescu la Academie. Am fost împreună un scurt timp. Și am văzut acum, am fost în Viena, în mormântare, arciduc Otto von Habsburg, care este un om extraordinar, care a ajutat România să intre în Uniunea Europeană. Știu, este unul din fondatori al Uniunii Europeane. Și acolo a fost regele Mihai, unchiul meu, a fost în două rând, în fața mea a fost.
și niciun schimb de priviri. N-a văzut de ochi, dar nu am spus, nu am discutat, am gândit mai bine să nu provocăm ceva. Am înțeles. V-ați gândit vreodată, acum spuneți nu faceți politică, da, v-ați gândit vreodată pe modelul pe care s-a mai purtat în Grecia, în Bulgaria, să faceți politică? Cuvânt nu face niciodată, nu există în viața. Trebuie să vedem oportunitate. Din momentul ăsta nu vrea să facem politic. Vrea să stăm asupra politic. Da, până acum, în acești 20 de ani, avem în Bulgaria un fost rege care a ajuns premier. Am vorbit cu Simeon, de fapt a fost la funerai acum 6 săptămâni, a fost la funerai Otto von Habsburg, am vorbit ca jumătate de oră despre tot ce s-a întâmplat în Bulgaria și el a fost foarte dezamăgit. Nu uitați că a fost primul ministru. Da, așa e, a fost și un premier. Rege care de fapt nu a abdicat. Interesant, el niciodată a abdicat. El poate să-i spune rege România, rege Bulgaria, că de fapt nu a semnat abdicare. A plecat fără a se semna abdicare. Și va tenta. Și fără nimic. Și a plecat cu haină. Ce a avut pe el? Nu a plecat cu nimic. Și va tentat vreodată în acești 20 de ani să intrați în politică? Eu nu... Nu dacă vă tentează de acum încolo, dacă v-a tentat vreodată, dacă v-ați gândit vreodată în acești 20 de ani, că ați putea... Păi am discutat un pic cu Simeon de Bulgaria, este un om extraordinar. El a vrut să fie președinte, n-a vrut să fie primul ministru de fapt și a spus că președinte a putut să facă eventual un referendum, dar ca primul ministru a fost dificil pentru el și în primul rând a fost om care a ajutat foarte mult Bulgaria după Revoluția, după toate că a căzut comunism. Ce mai greu moment a fost să ridicat țara, l-a dat pe Simeon să se facă asta. Și pentru asta nimeni vă mulțumesc pentru ce ați făcut. A intrat politic, știu că acolo este mult mafia, sunt influenți Rusia, sunt multe influențe, foarte dificil și acum este în opoziția. Și nu știu, el a încercat ceva, dar nu a reușit. Să vedeți, asta a fost primul posibilitate adevărat. A fost cu Simeon de Bulgaria. Da. Și în Grecia, la fel, au existat... În Grecia a fost un lovitor de stat de general acolo. Dar am înțeles că rege Grecia nu a prea reușit să reîntorc. A vizitat o dată, o două ori, a vizitat țara lui. Cred că a fost permis, acum are drept, acum se vizit. Dar nu prea există un ce au susținut pentru monarhie în Grecia, nu prea există. Și cu reprezentanții case regale din... mai ales Grecia e într-o situație foarte dificilă. Exact. Și vedeți la fel. Cum se poate vorbi de monarhie în Grecia când aveți această situație economică? Unii ar putea o vedea ca pe o soluție miraculoasă. Dumneavoastră credeți ce spuneți? Nu, spun că unii ar putea o vedea. Cred că și acum mai întâlnim... Dacă monarhie este constituțional, da? Și nu s-a ocupat de probleme economice, cum poate se repune situația bun? Monarhie. Asta nu-i poate împiedica. Imaginea, da, imaginea pot să fac, absolut, imaginea afară din țara, imaginea, dar pentru problema economică avem nevoie de un guvern care se ocupe de asta. Un guvern care va fi separat de monarhie, nu va fi... Așa e, dar asta nu-i poate împiedica pe nostalgicii monarhiei Eu nu sunt contra ideea de... eu cred că este mai mult istoric această moment asta. Este pentru istoria. Tineret vrea să știu istoria, vrea să văd ce a făcut monarhie pentru România. Le interesează aceasta, dar cred că aici se opresc. E un loc în care monarhia... E ca în Franța, În Franța, v-am spus, sunt 10% care sunt regalist. Sunt foarte multe evenimente, să vorbim de monarhii, să venim să revin monarhii în Franța, sunt Bourbon, tot se vorbesc despre posibilitatea Napoleon, descendent al Napoleon, se reîntorc. Tot s-a discutat și mai multe ori, dar tot timpul rămân acolo, la cocktail, la istoria, nu este o realitate, trebuie să spun. E foarte dificil să schimbi un sistem pe un alt sistem. Nu e ușor. Și va costa sute de milioane. Un referendum cost foarte mult bani. Haideți să începem pe o notă pozitivă. Să vorbim despre Fundația Paul de România. Fundația a dat mai mult de 6 milioane de euro de donație, nu în bani, a dat în obiect. Când vrea cineva ceva, noi încerc să găsesc acest obiect. De exemplu, ne-a spus în Cluj că are nevoie de un ecocardiograf pentru inima, pentru spital municipal acolo. A costat 80.000 de dolari atunci. L-am luat prin o donație din America și l-am făcut cadou acolo. Am dat un criostat, cum a spus Dr. Hociota. Am făcut premii pentru Academie de Muzică. Acest an, de exemplu, am dat două premii
pentru doi tineri care se fie violonist, se fie educat la Royal Academy de muzică din Anglia. Foarte important asta. Am văzut fotografiile cu Ovidiu Iannău, cu copilul... Asta tineri care este foarte talentat, care nu l-am ajutat, l-am găsit acum un loc, va fi o opera care va fi deschis, un nou opera în Germania. Și el va avut loc acolo, va putut să cânte acolo, dar trebuie să-l ajutat un pic pentru vocea să se dezvolte. Să nu se piardă, mă gândesc, odată cu maturizarea. Exact. Se pot face ceva să nu pierde, am înțeles. A vorbit cu o doamnă care l-a ajutat, prietenii care este din Brașov. Felicia Philips l-a ajutat un pic. Felicia Philips a cântat la Botești, Micul Prinț. Da. Și l-a ajut un pic că să știu ce trebuie să fac. E un tiner, are 17 ani. Trebuie să fie ajutat. Nu e suficient să-i descoperit cineva care o vocea frumos, dar trebuie să-l ajut. Vă uitați la genul ăsta de emisiuni? Poate... Absolut, dar sunt suficient cu aceasta acum. L-ajutăm pe el acum, nu? Înțeleg, nu, dar bănuiesc că l-ați văzut la acea emisiune și de aceea va... Exact, l-am văzut și am fost foarte impresionat că a avut o voce extraordinară, de cam soprano și tenor, nu exact tenor, dar este ceva extraordinar, m-a plăcut foarte mult și am gândit că trebuie să-l ajutăm și am făcut câteva, am reușit să găsesc ceva pentru el în Germania, cred că asta este ceva. Așa este. Vă mulțumim frumos, Alteța voastră egală, că ați fost alături de noi, vă mai așteptăm și așteptăm cu interes rezultatele procesului din noiembrie. Să vedem mulțumesc, cum se schimbă. Mulțumesc frumos. Vă mulțumim frumos că ați fost alături de noi. Ne revedem mâine cu secretarul general al Agenției Naționale de Integritate, domnul Horia Georgescu. Până atunci aveți o zi cât mai bună. La revedere!